cumpărat rapid biletele pentru această gală de la Onești. O sală mică, neîncăpătoare pentru cererea de bilete care au fost. Cu siguranță majoritatea celor care au venit la această gală au venit să-l vadă pe Ionuța Totiresei luptând într-un meci pentru titlul mondial la categoria 64 de kilograme. Ionuța Totiresei, unul dintre cei mai iubiți, puteți spune, sportivi din România, nu doar luptători. Un sportiv foarte popular, o inimă foarte mare și un pumn foarte puternic. Meci pentru titlul mondial Waco Pro. Adversarul său din această seară, spaniolul Aitor Egusquiza. Spaniolul este deținătorul centurii. Ionuța Totiresei este challengerul pentru acest titlu mondial. Să nu uităm, în vară la Craiova, Ionuța Totiresei a mai luptat pentru o centură Waco intercontinentală, a reușit să câștige atunci titlul intercontinental în fața unui sportiv din Serbia. Vom avea după acest meci primul meci de MMA al serii. Să nu ne surprinde dacă undeva în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat îl vom vedea și pe Ionuța Totiresei într-un meci de MMA. Se antrenează intens în jiu-jitsu brazilian la Clubul Absoluto din București. A și participat deja la primele sale competiții de jiu-jitsu brazilian cu mare succes. Iată că talentul către sporturile de contact se extinde și la alte stiluri. Meci de MMA în această seară între Zoli Bala și Adrian Stoiții, cei doi români, imediat după acest meci și apoi main eventul serii, Steven Banks împotriva lui Sandu Lungu. Florin Lupu și Alexandru Nedelcu, cei doi sportivi de la Respect Gym, care au luptat și ei în această seară alături de antrenorul Alin Panaite. Ascultăm imnul României pentru Ionuța Totiresei și imnul Spaniei pentru adversarul său. Și imnul României pentru cei doi luptători care luptă pentru titlul Waco Pro, titlul mondial împotriva programat pe durata 5 reprize câte 3 minute.
strategii diferite pentru meciurile de 5 reprize față de cele de 3. Pregătire fizică de altfel și ea diferită. A început prima repriză. Un stil cel puțin ciudat al spaniolului. Gardă inversă pentru sportivul nostru. Gardă inversă și pentru sportivul spaniol. În sfârșit, un luptător de o statură ceva mai asemănătoare pentru Ionuț. E învățat de obicei să lupte cu adversari mult mai înalți. Bună, stânga trimisă de Ionuț. Cât merge să-l prindă pe adversarul său. Deja un prim coșeu cu brațul din față trimis de Ato Diresei. Rapid în execuții spaniolul, l-am văzut un genunchi foarte rapid executat. Trimite lovituri largi spaniolul, o să-i placă acest lucru lui Ionuț, va putea să-l surprindă cu brațele jos. Bine, aproape Ato Diresei de adversarul său, un clinci acum între cei doi jucători. Nu prea lovește cu piciorul Ionuț. Cred că vrea să-l surprindă cu o lovitură de braț pe adversarul. Face acum cu o directă de stânga și intră tare pe spaniol. L-am văzut pe sportivul spaniol. Când primite lovituri de braț, se apleacă mult în față. Da, probabil că va încerca să-l surprindă fie cu un genunchi, fie cu o lovitură, cu un uppercut. Așteaptă Ionuț pe adversarul său. Bună stânga, încă o dată croșet de stânga pentru Ato Diresei. L-a prins de câteva ori și spaniolul, trebuie să aibă mare grijă Ionuț, să stea cu brațele sus. Foarte bună secerarea lui Ato Diresei, pus la podea adversarul său, se ridică repede spaniolul. Aici a rămas descoperit Ato Diresei și a încasat un croșet de stânga. Ultimele 10 secunde împins în curs de ringul lui Ionuț Ato Diresei de adversarul său. Iată la cum Ato Diresei, bun croșet de dreapta! Rezistă spaniolul. Să se înceapă a doua rundă din cele 5 programate în această luptă. Ionuț Ato Diresei, o primă repriză bună făcută de sportivul nostru. N-a reușit încă Ionuț să prindă o lovitură în plin, nici măcar în gardă, să zgude un pic pe Eguschiza și să acesta spaniol să simtă tăria loviturilor, să înceapă un pic să se sperie. Încă o dreaptă bună pentru Ato Diresei.
a secerat încă o dată atenția pe adversarul său. Gata acolo o serie de brațe a Todiresei. Nu i-au intrat aceste lovituri. High kick trimis de Spaniol. Încă o dată se cerat Spaniolul. Bună dreapta, un croșeu frumos din partea lui Todiresei. A încercat din nou un croșeu de dreapta. Din păcate a ratat cea de-a doua lovitură. Da, își dorește prea mult lovitura decisivă, își dorește prea mult knockout-ul, se aruncă asupra adversarului și de multe ori ratează. Ionuț ar trebui să fie ceva mai ponderat. Bună pusă stânga pe contră. Și la fel croșeul de dreapta. Foarte puternice low kick-urile trimise de Todirese. Am văzut după ce a trimis un low kick, a încercat și un croșeu de dreapta sportivul nostru. Prea mulți oameni în colțul lui Todiresei. A fost întrerupt meciul. Încă o dată o lovitură la corp, foarte bună lovitura lui Todiresei. A trebuit Ionuț să lase să rateze pe Eguschiza și apoi să contraatace. Se întâmplă de multe ori să facă acest lucru chiar spaniolului. Ultime 10 secunde în această repriză. Direct de dreapta, croșeu de dreapta, impactul lui Todiresei, serie de brațe foarte bună pentru sportivul nostru. Luat în brațe de adversarul său, se încheie runda. Enough.